Elevii care nu poartă uniformă școlară nu pot fi sancționați prin scăderea notei la purtare sau prin absență nemotivată. Aceasta este noua decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Sancționarea ar însemna o formă de discriminare indirectă, cu toate că purtarea uniformei are caracter obligatoriu. Cu alte cuvinte, măsura prevăzută de regulament trebuie să țină cont inclusiv de situația persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate și nu au posibilitatea financiară de a achiziționa uniforma școlară.